Am pornit spre Ecuador. Am găsit un zbor spre Ecuador cu 90 de euro. A trebuit să plătim 430 de dolari ca să luăm bilet din Ecuador în Lima, pentru că ne lăsa să luăm acest zbor spre Ecuador, că n-avem bilet de întoarcere. Suntem ultimul bar să cer care se îmbarcă. Ne-au ruinat. Ne-au pus să plătim zborul de ieșire din Ecuador. Fără zbor de ieșire nu poți intra în Ecuador. Nu te lasă să te îmbarci în avion. Și a fost totul super contratimp. Ne spunea, mai este un minut și închidem, nu vă lăsăm să intrați. Și fix într-un minut am mai putut să cumpărăm zborul de ieșire. Ne-au rămas o grămadă de fructe din Columbia, din Bogota. Și aici trebuie să le aruncăm, că nu putem să intrăm cu ele în Ecuador. Dar mai mâncăm câteva înainte. După acest zbor m-am trezit cu o pată aici, nu știu ce e. De la presiune. De la presiune, dar n-am. A trebuit să aruncăm o lămâie și puțin stropuri și acum mâncăm ultimul lolo. Lolo. Lolo care are un gust foarte acrișor. Feliz Navidad! Amor y paz! De bioșinie mi-a apărut aici. M-am dat jos din avion și puf, m-am trezit cu această pată. Uber pentru că am ajuns noaptea și nu avem dolari schimbați. Pentru cine nu știe, Ecuador, cât și Panama, sunt țări în care se folosește dolarul. Oh, ce căldurică! Dolărei. Asta ne-a lăsat și mașina. Și asta este camera pentru 15 dolari pe noapte. Aer condiționat. L-am închis că e prea... Nu suntem obișnuiți cu frigul. Wow, dar ce cald e aici, ce bine în Ecuador. Miseria asta. Tu mă uit în oglindă și nu-mi dau seama ce poate fi. Măcar dacă eram în India. Suntem la Ecuador. Dar suntem în Ecuador, unde este foarte calor, adică foarte cald. Ăsta este și livingul, iar în multe părți din Sud-America se poartă așa ceva. Plasticul nu se dă jos niciodată. Am dormit chiar și pe saltea care avea plasticul nescos. Iar aici avem o masă cu plasticul pe ea. Scooterul are plasticul pe el. M-am uitat de nu știu câte ori în oglindă și nu pot să înțeleg cum mi-a apărut asta. Poate treci. Nu dă niciun semn de vindecare. Dacă ai ceva informații despre ce poate fi, lasă și tu un comentariu. Ce mașină. Înapoi la căldură. O mare petrecanie în față. Vedem ce se întâmplă. Căldură de nedescris. Cât de bine poate să fie după Columbia. Am devenit peste noapte Punjabi. Nu avem niciun dolarel la noi. Trebuie să căutăm un loc de schimbat bani. Wow, câte mașini old school. Să trecem această autostradă. Nu avem niciun ban. Primul graffiti, o vacă care trage pe nas. Am nimerit fix lângă spitalul de psihiatrie Neuroscience.
fix lângă Institutul Neurologic. Să găsești pe jos mango. Super complicată trecere. Miroase a pișelău. Mai multă de la intrare. Da. Hai să vedem dacă putem merge pe lângă apă. Zona de lux. Ia uite telecondul ăla care trece pe partea cealaltă, pe o insulă sau ceva. Găsim un exchange în zona asta. Barca. Cine e? Gandhi? Gandhi! Tu din 2018. Wow, ce arhitectură! Omul este ceea ce gândește. Omul este ceea ce gândește, un monstru care nu se mai trezește. Ești ceea ce gândești. Habar n-avem nimic despre Goaia Steel. Încercăm să aflăm câte ceva astăzi. În fața avem piața Sfânta Ana. Am văzut că este recunoscut Ecuadorul pentru cacao. Deci da, să așa găsim... era scris în aeroport o seară. Cacao. Să ne alimentăm cu cacao. Dacă Columbia e recunoscută pentru cocaină, Ecuadorul se pare că este pentru cacao. Dar am văzut că este și un mare oraș în Ecuador care se numește Coca. Ah, da, l-am văzut. Trebuie să aduc să întrebe de o casă de schimb. O informație importantă. Să vedem unde suntem. Suntem în portul Santa Ana. Acesta este Goaia. Goaia Sil. Goaia Sil. Mai centru. Ha, suntem de aproape de centru. Pe aici, pe undeva, putem să mergem să schimbăm bani. Okay. Și asta e insula Santai, de care spuneam. Putem să ajungem cu acea... Cu... Ah, nu, 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 uite, se poate ajunge cu asta, cu Aerovita. Hop, trecem pe Duran. Hop, și de aici se poate merge pe jos. Să mergem azi aici? La insula? Putem. Ah, asta e un puente, un pod pietonal. Da. Pod pietonal. Și aici observ că stă o comunitate, comunitatea Isla Santai. Asta, uite, Lecabira. Și aici avem diferite distanțe. Putem ajunge în Cuenca în 3 ore jumate.
Guaranda 2 ore jumate, Riobamba 5 ore, Latacunga 6 ore și Kyoto, capitala, 8 ore. Ne-au limitat aseară cei cu Wingo și trebuie să stăm 2 săptămâni în acest loc. Ne gândeam să stăm mai mult, deva la 3 săptămâni și ne-au obligat să luăm biletul de avion. Altfel nu puteam să ne îmbarcăm din Columbia. Trebuie să vedem azi ce putem face prin zona asta unde suntem. Dacă avem doar 2 săptămâni, trebuie să calculăm timpul încât să vedem și puțină natură, să ieșim și la o petrecere, că vine Crăciunul. Câte puțin din fiecare. Deci putem merge cu acea telecon, două telecabină și de acolo putem merge pe jos. Pare o vreme destul de bună, azi am putea să facem azi tripul ăsta cu insula sau mâine, să mai luăm o noapte de cazare aici unde stăm, că pare destul de ok. Tot timpul când ajung... Nu e apă caldă? Nu, e apă caldă. Ba da, mi-a făcut apă rece. Am crezut că nu funcționează. E? Da, trebuie să dai, are 3... Ah, și am crezut că la... Aha, și am crezut că e... Am crezut că nu merge. 3 nivele, trebuie frumos. Dar ce n-are? N-are apă de băut. A, n-are apă de băut, da. Cum în Columbia și în Curaçao nu am plătit deloc. Și în Republica Dominicană. N-am plătit deloc apă plată, am băut de la ghiuvetă sau din filtre. Aici am ajuns, se pare că nu există apă de băut. Câteva informații despre Guayaquil. Orașul a fost fondat sub nivelul mării pe 15 august 1534. Din 1534 este acest oraș. Prima informație pe care o găsim. Totul e aranjat, pregătit de Crăciun, de sărbători. Bine, aici fiind zona mai luxury, dar asta pare totul super aranjat. Ah, dar n-am luat drona, era mișto să punem drona acolo pe insulă. Da. Nu-i panică. Dacă nu plouă, e vreme bună. Muzeul Cafele, în dreapta. Muzeul Cafele, da. Tot am mâncat în Ibița, numai în Seboiado, în restaurantul ecuadorian. Am ajuns în final în Ecuador să mâncăm în Seboiado. Pentru cine nu știe, Seboiado este o supă foarte delicioasă din ghimbir cu yuca, pește, porumb, ceva foarte bun și bineînțeles ceapa pe deasupra, ceapa crudă. Ne-am uitat acum la un restaurant cu vedere la acest râu. Eram curioși să vedem cât costă un Seboiado și costă $6. Ah, să ne recorim puțin cu aerul ăsta de la... De la funcționa. Wow! A fost o petrecere în zonul baloanelor. Dai un șut. Ce arhitectură superbă! Foarte colorată! Sunt pe unde trebuie! Cât de frumos arată! Galerie de artă pe dreapta. Casa artiștilor plastici. În ce zonă am nimerit? La 4 minute de această zonă. Doar că trebuie să trecem autostrada.
zona de artiști. Zona de artiști. Numa Pompilio Leona. Barrio Las Peñas. Cartierul Las Peñas. Las Peñas. Pompilio Leona, care este un poet, a scris în spaniolă și în franceză dramă. Iar acest cartier Las Peñas face parte din 100 de monumente istorice, arhitecturale și culturale din Guayaquil. 100, wow! Mare scherie! Caldo! Almuerzo! Asta e, ensalada criola. Numa Pompilio, uitați-l, mare scriitor. O zonă destul de aranjată și curată. În față scrie MAAC, înseamnă că este Muzeul de Artă Contemporană. În spate este Telecondola. Și aici o să fie ceva de seară. S-a pregătit gustări, ceva pana de cato, ciramă. Delicioasele. Ceva chiar și cu muzică. Muzeul Antropologic și de Artă Contemporană pe stânga. Intrarea gratuită. Intrare liberă. În față este o roată gigantă. Roata Guaia. Mare. Guaia. Safari Extreme. Aha, în față Safari Extreme. Masca. O operă de artă dedicată medicilor. Hai cu exchange-ul, nu mai pot de sete. N-am găsit niciun magazin până acum. Vreau să iau un carică. În față e intrarea de parcare, ceva? Cinemaul. Un meniu $4. Hai pe la umbră, că ne turtește soarele. Ce arhitectură la aceste blocuri. Miroase? Nu. Se așteaptă cu flori. Târgul de Crăciun. Mercadito Guayacor. Bineînțeles. Un sfert de pui cu salată și cartofi, $13. Te lua foamea, ne vorbești mai de mâncare. Asta. O aparată. Wow, ce pomi. Argentinele, la mâine este meciul din ala. În 82, acest bar de sus, în colonia. Sfârșit un supermarket să ne luăm ceva de băut. Cu cardul. Cu cardul. Ca corporatiștii. Mini animo. Cred că e tot $1. Bananele, băi, $1. Aici prețul este pentru kilogram, diferența față de Columbia, că totul se
cumpără în libre, totul este în libre. Da, da, uite ce preț. Wow, 2 dolari. Roșiile astea care acolo erau 2 lei. Un leu erau. Un leu, dar 2 lei kilo, că dacă era un leu da. Liber, înseamnă 2 lei kilo, 62 dolari. Hai, vă apă. 3 dolari laptele. 3 dolari laptele? Da. Normal, lapte normal, nu? Da. Apă. 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 Unde e apa? Detergent, nu e. Un detergent mai trebuie. Apa este ok. 96 de cenți, 5 litri. 1 leu pe litru, e ok. Găsim una la 2 litri, ba da, uite, apă în față. Aha, ni apă la fel ca în Africa. 50 de cenți, 1 litru, punct 2. 44. Asta e 1 litru. Era și iarăși de asta de... Aici trebuie să ne cumpărăm apă, n-avem încotro. Conservanse. E prea scump să ajungem Galapagos, ne costă vreo 500 de euro. Euro, pentru amândoi, pentru că se poate ajunge doar cu avionul. Uf, ce însetați eram. Am bani, dar ce domn? Ba și banoții. Schivata, seara era cursul la aeroport 1,84 euro 0,84. Am dat 100 de euro pe 105 dolari. E bine că am găsit să schimbăm bani, că ești închis peste tot. Fructe de mare, adică. Fructe de mare pe tot. Uuu, ce bine arată. 3,50 euro meniu, supă, pește. Poate vezi ceva de băut, cum eram în Columbia. Cam multe, vrei cam multe. 3,50 dolari. Dacă a venit și un suc. În Columbia. Mare meniu cu 3,50 dolari. A venit și felul 2. 8 dolari. Jumate de oră, da. 74, mamă, și era de lucrat. Și dolarul cum arată? Dolarul cu statuia Americii. De ce ani? Imagini din Guaya, Kelly. Pogo, pe care l-am văzut mai decât. Ce tare e. Sunt băncile puse lângă un pom. Toți pomii sunt conjurați de bănci. De verde. Lumina a prins ziua. Wow, ce catedrală. Stai să vedem cum se numește. Și vis-a-vis de un parc. A sus, acolo scrie: tu ești Iisus, tu eres el Cristo, Fiul lui Dumnezeu. Vivo! Arhitecturi. Administrația publică, stilul. Piața administrației.
Corgoaia, Pili Independiente. Independența. Magie. Pompă de umflat, roata la biciclete, chiar și șurubelniță. Tot ce trebuie să-ți repar bicicleta. Chiar și cheie. Agua! Malecon 2000. Să-ți încarci telefonul gratuit. Punct de reciclare. Pare destul de curat. Și luxury acest oraș. Leon Esteban Francisco Febres Cordero Riba. Politician. $8 o sticlă mică. Jocuri, jocuri. Este Palatul de Cristal din 1905. Oh, chiar e de Palatul de Cristal. Frumos arată, nu? Frumusețele. Uite, a venit pe mine, pe spate, după aia pe picioare. A intrat chiar sub roche. Ce de bine se arată, da? Columbiene. $10 un tricou pe stradă. S-a schimbat situația. Un grafite mai serios în față. Secretul ecuatorian. Sal pimienta? Sal. Preferiță lor. Hai, bagă. Cu $1 îți cumperi 10 ouă de preferiță. Fierte. Roz și merele. Merele de aur roșii. Da, cu 2 de zi să putoasă, vedem un local. Să vezi.